Este asta o dovadă că tinerii din ziua de azi știu exact ceea ce vor și că ideea unirii este unica care îi reprezintă? Eu sunt ionist și nu ascund că asta am spus și la nebuna deci momentul de când am vorbit de public și ionist pentru că am un set istoric. Eu nu știu ce mai dacă cred că 99,9% din toți istoricii sunt ionisti, pentru că asta este esența noastră. Unionismul a suferit o profundă schimbare prin ceea ce am menționat, pentru că dintr-o mișcare de obicei asociată romantismul anilor 90 cu oameni care deja au trecut de o anumită vârstă și care sunt emblematici, dar care nu mai au o forță de revigorare a sentimentului, pe de o parte. Pe de altă parte, identificarea unionismului cu anumite partide politici în care nu se regăsesc mulți dintre cei care sunt unioniști. Iar unioniști sunt foarte mulți, în diferite partide politice, chiar un președinte de Raiona, care într-un anumit partid, care nici nu m-am gândit, mi-a spus clar că este unionist. Și am fost surprins să-i văd în foarte multe partide politice, care, deci, nu mă gândeam că sunt. Deci, mutația este determinată de faptul că acești tineri văd în unirea cu România o alternativă. O alternativă prin prisma judecării nuanțate a unor experiențe, a unor succese, a unor performanțe pe care România le are ca stat și care îmbină în sine două elemente importante. Identificarea cu românismul în general, limba română, cultura română, esența de a fi român și doi, cu avantajul de a fi parte a statului român, care este parte integrantă a spațiului de securitate euroatlantic. Și lucrul ăsta este îmbucurător și este o chestiune care ar trebui să dea de gândit tuturor celor care încearcă cumva să distorsioneze sau să deturneze esența acestui sens, acestui unionism. Ce va fi, urmează să vedem, pentru că anul 2018 a citat o anumită chestie. Vă știți că naționalismul este la fel ca și religia. El are ritualurile lui, are liderii lui, are panteonul de sărbători. Deci naționalismul este într-un fel o religie. Și anul 2018 a generat un gen de mesianism, așa, dacă vreți, de asociere cu anul 1918, care are și o dimensiune irațională dincolo de raționamentele politice care le evocă mulți dintre liderii politici pe ambele mari ale împărturilor. Așa că urmează să vedem în ce formă se va realiza să fie acest. Domnul general, vă dau cuvânt. Am o întrebare simplă. Ca profesor, ca profesor.